Thailanda este în alertă după ce o furtună tropicală a scufundat aproximativ 70.000 de locuințe și a ucis șase oameni. În urma acestui incident, autoritățile au scos în stradă armata pentru a proteja capitala de inundații. Furtuna tropicală Dianmu a lăsat fără locuințe 70.000 de oameni și a ucis alți șase în Thailanda, după ce au avut loc inundații puternice în 30 de provincii. Dintre acestea, cea mai afectată a fost regiunea centrală a țării. ploile tot mai abundente au dus la creșterea nivelului râului Chao Praia care traversează capitala Bangkok. Pentru a proteja niște situri istorice, soldații au pus mai mulți saci cu nisip în jurul acestora. Autoritățile sunt optimiste și speră că vor putea împiedica producerea unei catastrofe asemănătoare cu cea din 2011, când o cincime din oraș s-a aflat sub ape. Atunci, peste 500 de oameni au murit. La momentul actual, administrația metropolitană monitorizează fluviul și nivelul apei și au pregătit bariere necesare pentru a opri un eventual dezastru.